La Svinița a fost din nou sărbătoare. Festivalul smochinelor a reunit fiii satului, dar și invitații de pe alte meleaguri. Este o sărbătoare de tradiție a comunei, este cunoscută în tot județul, în toată țara. Am fost și anul trecut, vin cu plăcere aici. Sârbii se respectă, au tradiții care trebuie respectate. Este un exemplu de conviețuire între două etnii. Sperăm ca exemplul de aici să fie luat și în alte comune din județul nostru și nu numai. Prilejul acesta cu festivalul smochinelor, ca și alte prilejuri pe care, cum să spun, pe care administrația comunei le creează în timpul anului de reîntâlnire a oamenilor care sunt legați de aceste locuri, nu fac altceva decât să creeze o anumită stare de coeziune a oamenilor care trăiesc în această zonă a țării și să atragă, de ce nu, și pe cei care trăiesc în alte zone ale țării alături de ei. Pentru Svinița, smochinele sunt un brand. Comuna a devenit cunoscută pentru delicioasa dulceață de smochine pe care autoritățile speră să o popularizeze tot mai mult. Pe piața internă și deja și externă avem cereri din ce în ce mai multe privind dulceață de smochine, țuică de smochină și alte produse din smochine. Svinița nu este cunoscută doar pentru smochine. Locurile deosebite și peisajul spectaculos pot fi puse în valoare pentru atragerea turiștilor. De altfel, invitații la eveniment au ținut să ureze succes autorităților locale în demersul de a transforma Svinița într-o locație căutată de turiști. Găsesc Svinița frumoasă, ca de obicei, un aer curat și sărbătoarea pe care el o realizează întotdeauna este una reușită. Îl țin să-l felicit pentru acest lucru și îi doresc succes în continuare. În anul 2012, plantația de smochin de la Svinița a trecut prin momente critice. 90% din smochini au înghețat. S-a crezut atunci că nu se mai poate face nimic. Între timp, plantația s-a revigorat și sunt speranțe că lucrurile vor reveni complet la normal.